Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânciu sunt astăzi la istoria fotbalului, episodul 9, cu domnul Romulus Petrescu, extremă stânga echipei extraordinare pe care Politehnica Timișoara a avut-o în anii 70 și apoi conducător al clubului. Domnule Romică, bine ne-am regăsit, rămăsesem la startul sezonului 83-84, adică în toamna anului 1983, când Poli retrogradase, era în divizia B și a avut un început foarte complicat atunci de sezon. Mi-amintesc un 0-5 cu Cluj în deplasare, un Cluj care până la urmă va fi principala contracandidată la promovare. Vreau să subliniez faptul că acest campionat l-am dus în lupta pentru promovare nu numai cu Cluj, ci și cu Reșița. Deci a fost o luptă în trei până spre finalul campionatului. Da, și Reșița. Acasă jucam foarte bine, câștigam 5-1, 6-0 și am pierdut 5 deplasări aproape. 5-0 la Ocluj, 1-0 la Câmpia Turzii. Industria Sârmei. Industria Sârmei. Egal, unde egal era conducătorul, mă iertați, regretatul Horia Ciugudean? Da, 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 da. L-am adus pe aici anul următor. Da. Și am avut semnale și informații că cineva este infidel vis-a-vis de echipa noastră. Iar în penultima etapă de la Bocșa, am reușit să-l identific. Penultima din tur? Penultima din tur. Da. Am reușit să-l identific. L-am găsit pe respectivul jucător. Toți erau pe teren și el era la vestiare cu conducătorul de la Gloria Reșița, Velescu îl chema, pe acel conducător. Nu l-am cunoscut. Și mi s-a confirmat. Deși am avut arbitraj... Deci ați avut un jucător care v-a trădat. Cum spun spionii, o cârtiță. Uh-huh. Da. Da, care ne-a trădat. Și după acest evident joc, când am avut certitudinea clară, când am avut arbitraj excelent acolo cu tot și acest conducător a stat în spatele porții noastre până am luat gol. A doua zi, împreună cu Dembroschi, ne-am dus la primul secretar, i-am explicat situația. Da, stați un pic. Putea un singur jucător să... să tântească un meci, să zic, adică el fiind singurul implicat, nu da, se poate ba, așa ceva. Ba da. Da? Deci de ce? Că era jucătorul cel mai important. La Câmpia Turzii ne-a arbitrat Porumboiu, da. Au zis, mai mult decât bine. Și un singur șut pe poarta al Industriei Sârmei, la colțul scurt, am pierdut 1-0. Gândiți-vă că erau semne de întrebare și nu. Și s-a hotărât ca acest jucător să nu mai joace și a intrat clipa în antepenultima etapă. Păi deja ne-ați spus, ne-ați dat un indiciu, nu, dar nu vreau nu, să... Nume da. Nu dau. Nu da. Dați nume, evident. Un jucător cel mai important, nu? Am înțeles, bine. Da, și a intrat clipa și n-a mai pierdut niciun meci până la sfârșitul campionatului. Problema financiară a fost rezolvată și am încheiat anul cu plus. Deci vreau să remarc că dumneavoastră când ați venit tânăr conducător la club în 80, aveați 32 de ani. Da. Foarte tânăr erați. Încă vorbim de 83 când aveați 35 de ani. Deci foarte, foarte tânăr pentru meseria asta. Dar ați venit cu un aer proaspăt, așa, chiar de capitalism, de fotbal occidental, adică în vara 80, Poli joacă amical cu Atletico Mineiro din Brazilia, aici pe celebrul 3-3, când da. Reinaldo a rupt bara, Reinaldo care jucase la Mondialul din 78. Serezo și Eder, prezenți, care vor juca la Mondialul din 82 pentru Brazilia, jucătorii uriași. Tot în 80, în vară, ați fost în Spania, turneu amical, când ați jucat cu Zaragoza, nu? Zaragoza, da. Deci iată ce campanie de asta. Apoi ați revenit, ați stabilizat clubul dintr-o situație foarte grea. Și până la urmă Poli promovează en fanfare, cum zic francezii.
după un retur de vis, mi-amintesc că eram la toate meciurile de casă, cum ați și spus, 5-0 cu Cil Siget, eu știu, de Cil Siget, nu vă gândiți că era o echipă de la țară, da? Era o echipă foarte bună, ați pomenit de Industria Sârmii, Câmpia Turzii, erau echipe foarte, foarte multe bune, echipe bune, susținute nivelul... de uzine, de întreprinderi, de comunități, extraordinar era nivelul. Nivelul diviziei B de atunci era foarte ridicat. Eu spun că este nivelul diviziei B, seria a treia de atunci, la fel și celelalte două serii, poate pe alocuri peste nivelul ligii întâi de astăzi și credeți-mă că nu exagerez cu nimic. Am noroc să fi prins acele vremuri și să pot compara. La Poli venise și Laurențiu Bozeșan, Bozeșan 1, da, da, care a jucat fantastic în primăvară. Da, 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 în tot sezonul a jucat Titi bine. Titi Nicolae a avut o perioadă extraordinară atunci. Mima Djukić, care era liderul echipei și chiar... Mima a venit, Rotariu, a fost Sabou. Iosif Rotariu, Marcel Sabou la închidere, care apoi se duce la Dinamo și în Spania. Da, 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 o echipă foarte bună, foarte frumoasă, un joc foarte plăcut ochiului, cu multe goluri. Dembrovski, el era antrenor principal, pusese pe picioare o echipă. Era mai mare dragul. Mi-amintesc de un fundaș dreapta, Olimpiu Deac. Da, doi Deac am avut, da. Unul mijlocaș și unul fundaș. A fost Titi Deac și încă doi au fost. Da? Da, tot din zona Târnăvenii am adus. Da. Mi-amintesc de unul singur, de Olimpiu. Am vrut doar să mai rămân un moment la situația financiară. Deci, având situația din tur, ne-am gândit împreună cu Dembrovski ce să facem ca să îi stimulăm pe jucători și ca să nu îi mai tenteze pe unii să... Da. Alunece. Și am hotărât noi doi și am prezentat biroului secției ca pentru retur jucătorii să primească numai salariul, indemnizațiile și primele de joc oficiale. Și am stabilit că la promovare, dacă promovăm, fiecare jucător care are toate jocurile să primească 40.000 de lei. Deci doar la promovare. Deci am stabilit primă de obiectiv. Asta. Au aprobat și primul secretar, toată lumea. N-am mai pierdut un meci. Problema a fost când am promovat, n-am mai avut acești bani. Și am organizat un spectacol cu majoritatea actorilor și artiștilor din România. Deci de la Dem Rădulescu, Jean Constantin, Bănică, Nicu Constantin, Horea Căciulescu, Stella Enac, Arcinel, deci toți. Și asta a fost pe stadionul 1 mai, evident. 1 mai în 84, imediat după promovare. Imediat la finalul sezonului. Da, era programat. Am fost personal la cel puțin 10 din acești actori și m-am întâlnit cu ei la București. Clubul a organizat acest... Da. Dumneavoastră, mă rog. Clubul, prin mine, și eu am luat legătură, avea un impresar cu care ei făceau turnee în țară. Da. Și cel puțin la 10 am fost eu personal și am vorbit cu ei, ca să avem confirmarea sigură că vin. Ghinionul nostru, că a venit în ziua spectacolului o ploaie torențială și s-au vândut numai 3.000 de bilete. Așadar, un mare spectacol de varietăți, sau cum se numea. Da, de toate, și pe stadion și cu joc între ei la sfârșit, dar a fost ghinionul nostru că abia ne-am scos cheltuielile. Să știți că erau foarte modești. Deci 103.000 au fost toate cheltuielile cu acest spectacol în care am achitat contravaloarea transporturilor, a cazării. Noi am suportat tot. Cel mai scump a fost Jean Constantin, care a primit 5.000 de lei, care a venit de la filmări de la Constanța. Gândiți-vă cât de modești erau. Da. Bun, aveam organizare perfectă, am dus înainte de spectacol la toate întreprinderile, fiecare... Ați avut ghinionul însă cu vremea asta, deși vara nimeni nu s-ar fi așteptat, poate nu o să... Da, și am avut ghinionul și nu ne puteam achita de promisiunea la fotbaliști. Și atunci a venit ideea... Lepa Brena? Atunci a venit ideea Lepa Brena.
Da, dar înainte de asta, să nu trecem peste Poli Ucluj 4-1, acel meci memorabil. Unii spun că au fost 50.000 de oameni pe stadion. A fost ceva incredibil, la un meci de divizia B, estimație. Aproape ca și cu Celtic. Deci a fost ceva incredibil. Ucluj, care îl avea mijlocaș pe Alexandru Suciu, apoi se duce la Dinamo și chiar prinde echipa națională într-un meci. Câmpianul 2, Suciu, avea o echipă Câmpianul foarte 2 bună. Nu știu că mai era la U. Era? Mai era? Ciocan, fundar central. Mi-l amintesc pe Ciocan, da. Da, o echipă foarte bună, Ucluj, dar Poli era într-o formă minunată. Organizarea acestui joc s-a implicat inclusiv primul secretar, care ne-a chemat pe mine și pe președintele secției și a spus, domnule, organizați ca la ora 9, de la ora 9 să fie spectacol pe stadion, meciul era la ora 11 și la ora 9 stadionul era plin. Și atunci am implicat Comitetul de Cultură și Educație, au adus artiști pe pistă, au adus toboșarii de nu mai știu unde, de pe la Făgete. Deci a fost 2 ore spectacol pe pistă ca lumea să nu se plictisească. Iar jocul cu Cluj a fost foarte greu. Suciu, că ați pomenit de Suciu, ne-a egalat la 1-0, ne-a egalat printr-o lovitură liberă parabilă. Însă a fost jocul lui Bozeșan. A dat 2 goluri și a mai scos o minge de pe linia porții. Deci a fost jocul lui Bozeșan. Da, Laurențiu Bozeșan, care apoi în vara acelui an se duce la Sportul Studențesc, da. Prinde și echipa națională, din păcate el a murit de tânăr. Fratele lui Claudiu Bozeșan, Bozeșan 2, va juca și el la Poli mai încolo, spre finalul anilor 80, iar apoi fuge în Germania, unde trăiește și ziua de azi. Da, a mai jucat și în Germania. Da, a plecat la Würzburg. El și Oloșuteanu și Leu, am avut un portar Leu. Da. Matei Leu. Toți s-au stabilit la Würzburg, da. Da. Matei Leu. Fratele lui Gigi Leu, care a fost conducător la Șoimi Textila, sau unde? Da, a fost conducător. În Liga a 4-a, cum zicem noi. Mă întâlnesc cu el în șac, acolo locuiește. Da. Îl salut pe această cale, nu l-am văzut de mult. Da. Bun, Poli promovează și ca să scoateți, cum se spune, bazmaua financiară, nu știu cum să mă exprim acum, o aduceți pe Lepa Brena. Ați avut ideea? Cine a avut ideea asta? Ideea a avut-o un sindicalist, Milan Tatarici. Sirb, evident, de al nostru din România. Un mare polist, mare polist și bătea la cap, avea birou în sediu... Nu dați nume de firmă? În sediu prefecturii. Da. Și îi bătea la cap pe primul secretar și pe al doilea, eu o aduc pe Lepa Brena, Și până la un moment dat, eu și cu Milan fiind acolo birou la primul secretar, Pacoste s-a enervat și a zis, băi, Pavele, dă-le mă pașaport, bă, să plece, să scap de ăsta numai. Dar el avea o relație la Zrenjanin, un văr de-a lui, că Lepa Brena a început activitatea la Zrenjanin. Și avea o legătură cu un văr de-a lui, el se baza pe ceva. Și am plecat cu Dacia mea la Zrenjanin și cu vărul și ne-am întâlnit cu impresarul Lepei Brena la Belgrad. Raka Djokić îl chema. Puteți să dăm nume, că nu mai... Da. Și le-am prezentat situația, au fost de acord să vină în România să vadă în ce condiții se ține spectacolul. Și peste 2 săptămâni au venit în România la club impresarul și cu Lepa Brena. Și cu o suită întreagă, vă dați seama cum erau ei sârbi atunci, cu intrare la Moravița, filmat, tot. Da. Și au stabilit condițiile, aprobarea primului secretar, traseul, care să-l facă ei, să vadă. Ne-am dus la stadionul 1 mai, acolo Lepa Brena a spus că ea vrea să avea pretenția să se urce într-o mașină din asta
în care să cânte pe pistă, să înconjoare pista, deci un fel de mașină de la Iret, că noi nu aveam alte mașini cu care să o urcăm și să o ducem peste tot. Asta a fost pretenția ei vis-a-vis de spectacolul de la stadion. Pe urmă, traseul fiind stabilit, ne-am dus la fabrica de mănuși. Acolo au solicitat costume de piele albă pentru formația ei, Slatki Gren. Și de acolo la fabrica de blănuri. Dar înainte de asta, când primul secretar ne-a spus traseul și ne-a spus asta, i-a spus directorului de la fabrica de blănuri: te rog să-i scoți în expoziție tot ce aveți, în afară de blana lui tovarășa. Și-a arătat pe perete. Tovarășa Elena Ceaușescu. Ne-a spus numele, în afară de tovarășa. Dar ăla, directorul ăla de acolo, când ne-a văzut picioarele lui Lepa Brena, era într-un short scurt, cu totul 1,90, a uitat de ce a zis primul secretar și a scos și blană pe Elena. Și a zis: vreau una din asta lungă. Era vulpe argintie. Vă dați seama că ne-am întors înapoi și l-a destituit 2 săptămâni. Pe alt motiv. Pe alt motiv, că întreprinderea nu merge, și l-a destituit pe acest director. Și s-au stabilit toate condițiile la fabrica de mănuși și ea blană, fără nici un ban, fără nimic. Niciun fel de pretenții de bani când asta. Deci asta a fost prima fază. Și au început organizarea. Dați seama cum tot județul, cu poze, cu restul, puteau să intre și 60.000. Dar tot ca și cu Celtic, protocol să nu se vândă mai mult de 40.000 de bilete, câte erau locuri pe scaune. Da. Erau, pe bănci erau atunci. Păi nu, că era frică, inclusiv la primul secretar, să nu fie incidente. Înseamnă că dacă erau ceva incidente... Da. Și așa am ajuns să aducem pe Lepa Brena. S-au încasat, deci tot jocul, ca să nu avem probleme. Toată organizarea a fost făcută, toate afișele din tot județul au fost făcute ca organizator de către Comitetul de Cultură și Educație Socialistă. Pentru că atunci erau autofinanțați. Dacă vă aduceți aminte, teatrele, Filarmonica din Timișoara trebuia să se autofinanțeze. Vindeau actorii bilete și era o situație grea și de asta. Și primul secretar a zis: o parte din bani ia clubul? Comitetul de Cultură și Educație, și diferența. Deci biletele au avut valoare de 70 de lei. 20 de lei din bilet i-a luat Comitetul de Cultură și Educație și au salvat Filarmonica cu toți, și ceilalți au fost banii noștri pe care i-am plătit pe jucători și ne-am achitat de primele obligații. De promovare. Toate primele de promovare. Și am încasat, da, 7, 4, da, aproape 3 milioane de lei. Deci bugetul de venituri și cheltuieli al clubului pe un an de zile era în jur de 3 milioane, în care era inclusă toată activitatea clubului plus 2 deplasări internaționale. Cam așa făceam bugetul. Și la sfârșit de an dădeam raportul secției de fotbal, biroului secției, dădeam raport asupra activității pe care cei în măsură să decide aprobau sau nu. Da, ne oprim aici și revenim săptămâna viitoare.